Stimați videoprivitori, iată că a venit ziua de luni, ziua întâlnirii noastre cu alte și alte subiecte. În acest video vom discuta un pic despre ce mai face domnul Liviu Dragnea și de ce. Vom învăța ce înseamnă cuvântul micromobilitate și vom face o mică paralelă între Turul Franței și Turul României la ciclism. Dar nu pot intra în subiect înainte de a vă mulțumi, pentru că și în acest weekend mi-ați fost alături, m-ați urmărit. Au crescut vizualizările. Mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc de comentarii. Mulțumesc pentru faptul că anunțați lumea să intre la mine pe canal și de acolo nu pleacă dezamăgită. Mulțumesc de abonare. Sună clopoțelul și începe școala. Începe școala online. Online, da. La ora asta, la ora la care pun video, vreo 12% dintre elevi fac școală online, 28% sunt prezenți fizic în băncile școlilor, iar restul procentelor de până la 100% sunt pe terase și își savurează cafeaua. Ciudat, ciudat început de an școlar, nu au mai mers elevii cu flori la doamna dirigintă, la doamna învățătoare, la doamna educatoare, au mers cu sticluța de dezinfectant. Profesorii peste noapte s-au transformat în jandarmi, în polițiști, în polițiști de securitate a școlii, în asistente, în medici. Numai școală nu ne așteptăm să se facă în aceste condiții. Părinților le doresc liniște și calm. Liniște și calm să se așeze lucrurile, să se pună un pic la punct și să sperăm cu toții că o să se revină la școala clasică, la școala tradițională, cu toți elevii în bănci, cu toți elevii în pauze, cu toți elevii la ora de sport și cu profesorul în fața tablei explicându-le lecțiile. Acum de situația sănătății se ocupă domnul Nelu Tătaru, se ocupă domnul Rafila, domnul Arafat. Iar la Ministerul Sănătății știți că avem o consilieră sexy pe problema spitalelor regionale. Acum, multă tevatură. Much ado about nothing, cum ar fi zis bătrânul Will. Ci că această sexy cântăreață de muzică populară chiar e specialistă în așa ceva. Domnilor, lăsați-o să-și facă treaba. Lăsați-o să-și facă treaba Ministerul Sănătății. Că pun pariu că dintre ea care conduc, dintre birocrați, jumătate nu-s mai bun decât ea. Chiar și președintele Băsescu a zis, dacă o dă Nelu Tătaru afară, o iau la mine la cabinet. Eu știu că domnul Băsescu are o slăbiciune pentru sex, pentru sexul slab. El a promovat-o pe doamna Elena Udrea și acum nu i-a stricat în cabinetul lui de la PMP o sexy cântăreață de muzică populară. Of, of, măi, măi. Păi dacă e tot așa, s-o ia și pe Irina Tănase. S-o ia și pe Irina Tănase la el la cabinet, că e singură tristă și neconsolată de când iubitul său, Liviu Dragnea, puțin în temniță. S-a plâns prese că Liviu nu mai are voie să muncească. Ținem noi oamenii sănătoși în celulă, în loc să-i lăsăm în autobază să muncească la mașini. Ci că stă domnul Liviu tătă ziua întins pe spate, că are multiple hernii la coloană, că... da? Și face sudoku. Vă dați seama, face sudoku dacă lui îi plac cifrele. Lui îi plac cifrele, mai ales numerele alea cu 9 cifre. Îi plac foarte mult și face sudoku. Ce se uită la televizor? La ce se uită? La România TV. La România, ce-au pățit ăștia de la România TV. S-au dus să facă un reportaj în satul Blăgești. Satul care a dat doi intelectuali de marcă. Pe Vulpița și pe Vulpoiu, pe Viorel. Au mers acolo cei de la România TV în Blăgești să vadă locul de baștină a celor două genii autentice care au populat canalele noastre TV în ultimele 4-5 luni. Dar filmau ei din stradă, mă rog, din uliță și la un moment dat a venit Viorel să spunem că da, să sperăm că nu, cu un par. Mărie și Pânioară iau un par de mă omor. A venit cu parul și a dat pe echipa de la România TV. Ăștia n-au fugit. A venit și tata lui Viorel și ăla cu parul. Nu vedeți cum se face audiența? Vedeți? Au plecat de la Antena 1 și au ajuns la România TV și mai mari vedete. Da. Pe probleme de bataie, ui. Ca mitică Dragomir, domnule. Când a fost apostrofat de un cetățean la ieșire de la sediu de la B1 TV, mitică Dragomir a sălit la bătaie. Ce, domnule, nu mi-e frică de asta. Eu prima dată am învățat bătaie. Păi ce să învețe? Algoritm și programare? Bătaie! Că ce a fost el? Un client al statului dinainte de 89. Unul dintre favorizați. Ne-a mitică Dragomir. A zis, domnule, dau cu pumnul mai bine decât Jackie Chan. Mitică Dragomir. Nu știam noi, domnule, de ce mitică Dragomir să menține așa de bine.
Ăsta e mai tare decât Chichicen. Eu sunt mai tare ca sabia lui Zoro. Bravo lui! Forță! Forță, că de forță a avut nevoie și un senator din Cluj ca să prindă dita mai păstrăvul pe un lac de aici, din zonă. A mers senatorul la pescuit și a prins un păstrăv de aproape 1 metru și de 4 kg. Vă dați seama, un păstrăv de 4 kg. Frumos, mare, dita mai animalul. Vedeți că mai sunt bogății și în apele patriei, dacă duci undița la fund, că la suprafață sunt peturi, pești. La suprafață sunt pești și în apă jos sunt pești. Da, un pește de 4 kg a prins senator, a zis că a făcut un mic antrenament, că el va candida și în toamnă la parlamentare, acolo speră să mai prindă un ciolan. Deci a prins un păstrăv și speră să prindă un păstrăv de 4 kg, speră să prindă un ciolan de 4 ani. Asta este, domnule, repetiția este mama învățăturii, așa ziceau latinii, că toți suntem în prima zi de școală. Repetitio est sud alma mater, studiorum sud alma mater. Da. Tocmai ce se încheie turul României la ciclism. Turul Franței e în pauză astăzi. A fost etapa de munte, cum ar fi zis Radu Banciu. Domnule, eu am rămas pe la Radu Banciu cu comentariile turului Franței. Când prezenta el frumos, acolo este un castel, acolo este Loara, acolo este un pod superb. Noi ce să comentăm în turul României? Că m-am uitat și eu online un pic la turul României, dezolant. Aici ar fi trebuit să fie o casă memorială a unui mare scriitor, am lăsat-o să se strice. Asta, cam asta s-ar fi comentat. Aici ar trebui să fie drum, dar s-a furat asfaltul, așa că se încheie turul ciclist al României. Turul și returul României. Bineînțeles că a trecut și prin Zalău. Turul României a trecut prin Zalău, că aveau nevoie de hidratare cicliștii. Nu ca în turul Franței, unde le dau sticluțe cu apă. Acolo în Zalău s-o da de aia cu mărgele. Și apoi e să vezi după aia chiuituri la ghidonul bicicletii. Ai, lai, 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 la, lai, 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 lai. Frumos. Au mers și pe la Sovata, că unii dintre cicliști doreau să-l descopere pe tata. Dar n-au stat mult, că e pericol de urs. Știți că și eu am fost săptămânile trecute, 3 zile la Sovata, că atâta a fost bugetul. Și la un moment dat am primit pe telefon alertă de urs. La Sovata, undeva pe pârtea Aluniș, alertă de urs. Și nu era concurs de făcut, da. Alertă de urs și spune exact unde, dacă sunt probleme, sunat la 112. Când tu mai apuci, când te ia ursul în brațe, mai apuci să scoți celularul și să formezi, mă rog. Dar asta nu știu dacă e o idee așa de bună. Oricum, urs sunt peste tot în zona aia. Urs sunt peste tot. Vorba secuiului care spune așa ceva, berea nu este băutură, femeia nu este om, iar ursul nu este de jucăria. Așa e acolo. Dar te mai așa anunță pe SMS, știi, ca să știi exact că pe pârtia lui Niș îi urs. Mă și așteptam să meargă acolo vreo 200 de oameni să-și facă selfie-uri, să pună poze pe Instagram cu ursul. Deci nu e chiar așa bine, că lumea chiar se duce ca la urs. Vedeți expresia populară, a mers lumea ca la urs. A? Merge, merge. V-am mai smuls un zâmbet, cum mai scrieți aici la comentarii. Mulțumim, domnul Bender, frumos, nu știu ce, bine le ziceți. Ați reușit și azi să ne smulgeți un zâmbet. Asta cum vine? Cum vine să vă smulg un zâmbet? Dar ce, suntem la dentist? Am un clește și vă extrag zâmbetul. Dacă nu râdeți, ba, nu trebuie să râdeți. Așa, un zâmbet. O grimasă la ce ascultă. Nu trebuie să... Acum, nu, dacă este chiar un subiect dezbătut frumos, așa cu umor, chiar vă îndemn să trageți un hohot de râs. Bat clopotele. De ce bat clopotele mitică? Dragomir, de ce bat clopotele mitică? În cazul lui ar merge mai bine replica, cu ce bați clopotele mitică? Știți că el are boala aia priaprins, domnule, și el tot timpul poate să bată orice cu... Da, nu intrăm în detalii, oricum să ne păstrăm calmul, răbdarea, să vedem cum va evolua situația pandemică în România și să sperăm că nu va fi mai rău. Să facem să fie bine, să nu fie rău, vorba regelui Hagi. Să se întoarcă elevii în bani, să se facă școală ca lumea, măcar școala să funcționeze la parametri normali, că în rest cam totul s-a dus. Dar să încheiem cu un zâmbet pe față, pe buze, să ne bucurăm că am mai ajuns încă o săptămână, azi e ziua crucii, ținem post ca să ne meargă bine.
O săptămână ușoară și superbă și mulțumesc de urmărire. Aștept comentariile voastre.